În urma unui studiu atent ai termenilor Vechiului Testament pentru laudă, putem observa că ei descriu în special modul, forma, felul entuziast în care închinătorul vine înaintea celui ce este singurul vrednic de laudă. Toată Biblia este presărată cu izbucniri de laudă. E haluhu sau halelu. Dar nu degeaba aceste expresii apar de cele mai multe ori în Vechiul Testament. Pentru că ele se nasc spontan dintr-o inimă plină de mulțumire și bucurie. Dar toată creația lui Dumnezeu, inclusiv îngerii, își exprimă bucuria prin laudă. Dar atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie, este scris în Iov. Lauda este adusă lui Dumnezeu pe pământ pentru lucrarea sa în creație și în răscumpărarea oamenilor. Lăudați pe Domnul, pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, pe Cel ce a întins pământul pe ape și ne-a izbăvit de asupritorii noștri. Este scris în psalmi. Totuși, aducerea de laude lui Dumnezeu le este poruncită oamenilor ca o îndatorire. Și este evident că nu trebuie să depindă de starea sufletească, de sentimente sau de împrejurări. În Iov este scris: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Pe de altă parte, termenul închinare are în vedere mai multe atitudini ale inimii, care ne determină la acțiuni ce exprimă proșternarea, predarea, smerenie, reveranță, chiar implorarea, slujirea, adorarea. În Vechiul Testament avem multe exemple de închinări individuale. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, se scris în Geneza. Dar accentul este pus pe închinarea în adunare. În concluzie, am putea spune că termenul laudă descrie cu precădere forma închinării, iar termenul închinare descrie mai degrabă fondul laudei, dar motivația și atitudinea. Dar de fapt lauda determină închinare, iar închinarea determină laudă. Și întotdeauna dispoziția și atitudinea inimii în închinare va avea formele lor de exprimare exterioară. Închinarea exprimată prin laudă fiind legitimă și validată doar dacă vine din inimă. Altfel, dacă nu ar fi această legătură, ar interveni cuvântul Domnului care să ne mustre. Cum este scris în Isaia, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima este departe de mine. Jertfa completă adusă Domnului și primită de El ca o ardere de tot este atunci când poporul îl cinstește pe Dumnezeu din inimă, dar și cu gura și cu buzele. Închinarea din perioada de început a Vechiului Testament nu își are originea în intuiția sau inventivitatea umană, ci în acțiunea lui Dumnezeu. Primele cărți ale Bibliei pun accentul pe inițiativa lui Dumnezeu în revelarea caracterului său și a voiei sale înaintea poporului, dar izbăvindu-l de sub domnii pentru a-l putea sluji pe el și stabilind răspunsul pe care acesta trebuie să îl dea pentru ca relația lor cu el se poată fi menținută. Accentul în închinarea din istoria primară a omenirii, într-adevăr, este pus pe jertfe. Dar acceptarea sau respingerea de către Dumnezeu a unei jertfe depindea de starea inimii închinătorului. Expresia centrală a închinării din prima perioadă a omului era căutarea feței lui Dumnezeu. Vedem în Geneza, capitolul 4, versetul 26. Dar epoca patriarhală a început la creație și a durat până la darea legii pe muntele Sinai. Istoria sa este consemnată în Geneza 1 până la capitolul 20 din cartea Exod. A fost un timp caracterizat prin faptul că Dumnezeu le-a vorbit părinților. Dar cuvântul patriar înseamnă tată, conducător, șef. De aceea, această perioadă este numită literalmente perioada tatălui legea. Astfel, Dumnezeu și-a desfăluit voia sa directă capilor de familie, care, la rândul lor, și-au învățat copiii. Epoca patriarhală a fost un timp al începuturilor. A fost începutul și dezvoltarea lumii, a omului și a construirii societăților.
Astfel s-ar părea a fi un timp de pregătire, așa cum indică unele dintre referințele din epocă. La Geneza 2:24, 3:15, 45:5, 50:20. Epoca patriarhală a fost un timp de pregătire pentru legea care va veni prin Moise. Un timp de început al pregătirii pentru venirea lui Hristos. Epoca patriarhală acoperă viețile lui Avram, Isaac și Iacov. La închinarea din perioada de început a Vechiului Testament nu și are originea în intuiția sau inventivitatea umană, ci în acțiunea lui Dumnezeu. Închinarea primară a fost o relație cu Dumnezeu, un răspuns al omului la revelația sa. Însă pe măsura intensificării relației omului cu Dumnezeu, închinarea devine tot mai organizată și chiar mai amplă. După cum spuneam, primele cărți ale Bibliei pun accentul pe inițiativa lui Dumnezeu în revelarea caracterului și a voii sale înaintea poporului. Dumnezeu a izbăvit poporul de sub domnie ca să poată să îl slujească doar pe el. Așa cum spune David Patterson, el surprinde această idee, închinarea înaintea Dumnezeului viu și adevărat înseamnă în esență o relație cu el în termenii propuși de el și în modul în care numai el o poate face posibil. Geneza însăși spune relativ puțin despre închinarea în perioada patriarhală. În schimb, ne spune multe despre experiențele lor religioase, dar puțin despre credințele sau practicile lor religioase. În perioada patriarhală, singurul creator și domn al universului s-a făcut cunoscut părinților lui Israel în anumite vremuri și locuri. Astfel, Dumnezeu a inițiat o relație cu Avram, iar apoi cu urmașii lui și le-a promis că îi va face o națiune mare. Un prim element al închinării patriarhale este înțelegerea caracterului lui Dumnezeu. Conform Genezei, Dumnezeu s-a revelat patriarhilor sub diferite nume, iar patriarhii au folosit o varietate de epitete divine în rugăciunile lor. Avram îl cunoștea pe Dumnezeu ca Domnul, Elohim, El Elyon, El Shaddai, El Roi, El Olam, dar Isaac se adresa lui Dumnezeu ca Domnul, Elohim și El Shaddai. Iacov se închina lui Dumnezeu numindu-l Yahweh, Elohim, El Betel, Pahadishah și El Shaddai. Dar patriarhii l-au văzut pe Dumnezeu ca pe o persoană care a interacționat cu ei în viața lor de zi cu zi. Acest lucru se vede cu ușurință în faptul că Avram s-a putut încrede într-un Dumnezeu care și-ar conduce robul într-o țară îndepărtată pentru a găsi o soție pentru fiul său Isaac. Domnul Dumnezeu era atât de apropiat de ei încât a devenit cel mai bun prieten al acestor oameni, iar patriarhul Avram a fost numit chiar prietenul lui Dumnezeu. Din acest motiv, închinarea implică o cunoaștere a caracterului lui Dumnezeu, o relație personală cu Dumnezeu, da, care a guvernat fiecare aspect al vieților, atât religios cât și social. Al doilea element al închinării patriarhale era construirea altarelor. La perioada patriarhală vine ca o etapă superioară celor de până acum. De fapt, până la restabilirea adevăratei închinări care va avea loc în cer, da, vedem un progres treptat de la firesc la duhovnicesc, de la formă la esență sau de la simboluri spre realitate. Avram, Isaac și Iacov au construit altare pe tot cuprinsul Canaanului pentru a marca lucrurile unde Dumnezeu li s-a descoperit sub diferite forme. Uneori altarele erau direct conectate la jertfă, da, jertfa lui Isaac din Geneza 22, dar în timp ce altele erau locuri de închinare în care era chemat numele lui Iahve. Altarele mai mici, construite din piatră, indică în mod deosebit stilul de viață nomad în care se aflau patriarhii. Nu se precizează în scriptură că altarele au fost ridicate de meșteri pricepuți în cioplirea pietrelor și altarele nu au fost considerate opere de artă, ci mai degrabă citind că altarele au fost făcute de patriarhi într-un timp scurt, folosind pietre stivuite mai degrabă decât pietre cioplite. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări, este scris în Exod. Dar patriarhii nu s-au închinat altarelor, ci altarele construite consemnau acele momente, acele locuri în care Dumnezeu
li se descoperea, dar prin teofanii, iar ei se închinau chemând numele Domnului. În mod obișnuit, atunci când patriarhii se mutau într-o nouă locație, construiau un altar, arătând astfel că ei erau călători pe acest pământ. Acesta este adevărul, pur și simplu.